cu bucurie, firește. Oricum au durat probele vreo 2 luni de zile. Ne-am tot tatonat, ne-am dat teme. De fapt, eu am primit temele și m-am bucurat foarte tare. Eram la a doua colaborare cu Hestus, pentru că ne-am mai intersectat așa profesional acum mulți ani de zile la Cum pas înainte, la sezonul 2. M-am bucurat foarte tare. Delia este o femeie foarte puternică, voluntară, independentă, sofisticată, mi s-a spus. Acum să sperăm că se va și decoda așa și pentru public. A fost cântăreață de operă, cu o poveste frumoasă din urmă și are o fică splendidă care dă multe bătăi de cap. Aș zice, aș fi tentată să spun experiența personală, dar nu suntem așa, încercăm să ne împrietenim. Eu încerc să mă apropii de Delia cu experiența, mai mult cu experiența profesională pe care o am, pentru că nu avem foarte multe lucruri în comun. Adică este un personaj destul de dur, dar asta am uitat să spun, este un personaj foarte complex și e sofisticată și psihologic vorbind, pentru că sunt foarte multe repere și obstacole care tulbură aparentul ei echilibru și forța pe care o afișează. Minunată! Nici n-am voie să spun altceva, pentru că am o relație specială cu Bebe Cotimanis, pentru că am lucrat foarte mult împreună în televiziune și este o iubire și declarată și nedeclarată și subînțeleasă între noi. Dar cu Cezar este pe picior de egalitate Delia, din câte am înțeles până acum. Îl susține de mult timp, asta o să vedeți pe măsură ce se vor derula episoadele din acest sezon. Este omul din umbră care l-a susținut, care l-a format pe Vlad în momentul în care Cezar n-a mai putut să-i fie alături. Gătesc minunat! Îmi place foarte tare să interacționez cu copiii. Probabil că de aceea am și făcut liceul pedagogic. Cred că sunt o mamă rezonabilă. Încerc să rămân părinte și să nu fiu mai mult prietenă cu copiii mei, pentru că cred că prietenia vine după ce se instalează clar relația părinte-copil și care sunt limitele și care e albia în care trebuie să relaționăm. Cam umor. Și că vârsta mi-a adus multă înțelepciune. Să întâmpine cu bucurie două personaje feminine foarte puternice, care cred că se vor integra și care sper că vor fi iubite de public la fel de tare cum sunt iubiți ceilalți actori din distribuție și să meargă cu povestea noastră, să devină credibilă și pentru ei.